Sauzeteni, după cum știți, sau ați auzit, sau ați văzut, azi dimineața la noi în gara a sosit un tren cu soldați americani. De câte am auzit la domnul Băreanu, și că ar fi niște probleme, poate la București, mă rog, partea la domnul ne interesează. Și câte vreme se rezolvă problemele toate la București, avem în datoria obștească, ca buni creștini și ca oameni cu frica lui Dumnezeu, să asigurăm o primire cât mai călduroasă a oaspeților noastre de peste ocean. Asta pe care a început-o cu acest film extraordinar. Vreau să-l invit pe Ion Sabdaru aici lângă mine, în aplauzele dumneavoastră. Avem la dispoziție cam 25 de minute, maxim 30, pentru a discuta cu Ion Sabdaru despre acest film foarte special. Înainte de a ajunge Ion aici, vreau să vă invit să vă reamintesc că la 5:30 vom avea Otto Barbaro în prezența regizoarei Ruslanda Ghițescu. Bun. Mă bucur foarte mult că am putut să arătăm filmul ăsta la Chișinău și să-l recuperăm cumva împreună cu A fost sau nu a fost, pentru că merita să fie văzut. Hai să ne așezăm și o să încep eu foarte rapid. Să te întreb în primul rând, dacă îți mai amintești, cum ai ajuns tu în acest proiect la acel moment? Că m-am întâlnit cu regizorul, cu Cristian Nemescu, așa cum am emoționat foarte tare, pentru că Cristi avea 27 de ani când s-a prăbădit într-un accident groaznic împreună cu motorul său. Exact în ultima zi, când venea de la Buftea, după ce a terminat de făcut primul montaj, pe care apoi Cristiuțiu, cel care l-a montat și care a supraviețuit, a spus că el nu se bagă mai departe în film și l-a lăsat așa, a zis că în amintirea lui Nemescu. Și atunci, acest nesfârșit, ghilimele. Cum s-a întâmplat, eu am auzit că Cristi Nemescu voia să vorbească cu mine, dar eu eram la Cannes. Sună replici de astea exact, nu știu cum. Eram la Cannes cu celălalt film, cu A fost sau nu a fost, care tocmai era premiat. Și acolo l-am cunoscut pe Cristi Nemescu, deci practic o să spun că proba de film am dat-o la Cannes, într-o cafenea, unde el a venit și i-am zis, dar nu vrei să faci cu mine probă? Și el a zis, nu, domnul Zavar, nu vreau să fac cu dumneavoastră nimic, vreau să jucați așa cum sunteți dumneavoastră, fără să vă inventez ceva sau să vă sugerez ceva, să rămâneți așa cum sunteți. Cam asta a fost indicația lui principală în film, apoi evident că am auzit de casting, am auzit că o să fie și americani și apoi în prima zi de filmare, atunci când ne întâlnim la tren, l-am cunoscut și pe Armanda Salte, lucru care mi-a dat multe emoții, dar după ce am terminat filmările, Armanda Salte a dat o băută, adică a dat o petrecere final de filmări, după care m-a aflat că a plătit pe ProTV-ul. El a zis că el a dat petrecerea. În rest, a fost un actor extraordinar și în ziua aceea, în seara aceea, la un restaurant absolut superb de Buftea, i-am spus, zic, vreau să spun că zic, aveam și emoții teribile, zic, nu prea am grețuri la filmări, ultimul timp, zic, dar cu tine, zic, era destul de complicat, pentru că știam că ești Armanda Salte, nominalizat la Oscar și așa mai departe. Și el a zis, sincer, da. Zice, și eu aveam niște emoții, le făceam pe mine, nu știu de ce. Și el a zis că, zice, am auzit că ești actor la Teatrul National, pentru că și Teatrul Național e o chestie foarte, foarte serioasă și ce am înțeles că vii de la Cannes, ceea ce era adevărat, că vii de la Cannes, că tocmai ați luat premiul pentru cel mai bun film.
Din asta și evident că avem și emoții. Am zis, thank you very much. Cam asta a fost cu filmul. Da, evident că indicațiile după aceea au fost multe și neprețuite. Cristi filmul băiat foarte retras și foarte comite, dar atunci când era vorba de platou, era fiară, în sensul frumos al cuvântului. Dar în cazul unui astfel de film, așa de mare desfășurare, un tip de cinema spectaculos, așa, cum a fost experiența asta? Cum ai simțit-o atunci? Cum atâți actori, genul ăsta de filmare, cum a fost? Diferită de ceea ce făcuse până atunci? Evident, dar nu a fost complicat. Unicul lucru neplăcut sau de nesuferit a fost căldura. În anul acela la Frunzănești, unde am filmat noi în mare parte în acea gară aproape dezafectată, a fost foarte complicat pentru că câteva zile, care mă trebuie o săptămână, a fost plus 40 peste. Din umorul cazului a fost că eu jucând primarul, am stat la Frunzănești și primarul adevărat al Frunzăneștilor a plecat. A zis că a plecat undeva pentru experiență, nu știu ce acolo, după care s-a aflat că s-a dus în concediu undeva în țări exotice. Ok, și ei de câteva ori mi-au zis, țăranii mă salutau și mi-au zis, salutare domn primar, nu știu. Și ăștia m-au rugat foarte mult, au zis, nu le zice că nu ești primar, că ei au senzația că s-a schimbat primarul. Zice, și zile că ești primar pentru că e bine, că noi avem nevoie de figurații, de ce și ați și văzut de altfel. Toată lumea asta din ăsta și atunci zice, e bine să vă asculte. Și eu am acceptat chestia asta, neștiind că o să întâmple lucruri din ăsta, ce domn primar, da, țineți minte că trebuie să mergem la Valea Lucrului acolo, cu bucata aia de pământ, eu nu știu, dar lui Fiorchi. Și eu, adică am început, zic, da, trebuie să mergeți acolo să vă lămuriți cu treaba, să zic. Hai să terminăm filmările astea, zic, mergem. Iar într-o zi, de secretarul de la, că în sfârșit era deja, a vrut să internetul, din secretarul de la primărie, când mă întorceam de la filmări, a zis, domn primar, eu zic, da, nu vreți să vă citiți mail-urile. Eu zic, lasă, le citesc mâine, că zic, am uitat cheia acasă. Zic, am eu cheia de la primărie. Zic, nu, lăsați, nu vreți să le. Așa, și asta a fost cam vreo 3 săptămâni bune, eu am fost primarul. Acolo și într-adevăr mă ascultau. Vă amintiți că aveam sisteme cu figurații care stăteam în club. Ăsta erau țărani și care în cel mai dese cazuri credeau că se află într-o adevărată, de exemplu, a apărut replicare celebră cu să facem sărbătorirea satului și asta, aia e replicare, pot să mă laud eu că este a mea. Am fost sărbătorit o dată și eu zic, mai sărbătorim o dată. Sau cealaltă replică când îi fac cunoștință cu preotul lui Armand Lăsate și îi spun mai pop. Celebra aia, popa meu. Da, în ce îi spunești desfășurarea, da, într-adevăr, a fost foarte complicată pentru că și lupta asta de aici, de la final, dacă o luați remarcat, a fost cu cascator, Dumnezeule, cu explozii, cu bubuitori din astea. Cred că s-a filmat vreo 4 zile bune bătălia de la Frunzănești. Am uitat să menționez, dar asta cu siguranță știți că puteți să interveniți cu întrebări. Avem din nou premii în DVD-uri pentru cele mai interesante întrebări, așa că puteți să profitați de Iosif Daru, care este la treia întâlnire cu dumneavoastră la zilele Filmului Românesc. Și vreau să-i mulțumesc încă o dată aici pentru că a acceptat să fie aici cu noi toate aceste zile. Eu vă mulțumesc și vă mulțumesc că ați venit nou. În număr atât de mult cât am visat noi, dar eu întotdeauna spun că cei, dacă sunt mai puțin, zic că sunt cei de probă, de carate de aur, adică adevărați. Îi și văd de altfel și vreau să salut pe o doamnă care în sfârșit o văd în sală. E vorba de doamna Valentina Pulgaru, cea care mi-a oferit prima oară, atunci când eram student la Institutul de Cinematografie la Moscova, mi-a oferit un job, de fapt două, că am mers după aia și la alt film. Doamna Valentina Pulgaru, fostă producătoare și directoare de film, una din doamnele de fier ale Moldovei, firma cinematografică. Vă salut!
Vă mulțumesc că ați venit. Da, vă rog, da. Stați două secunde să ajungă microfonul să vă audă toată lumea. În primul rând, bună seara, Ion. Și eu mă bucur că am putut să vin astăzi aici. Filmul l-am văzut în 2006-2007, a fost, nu țin minte... Atunci, da. Da. Țin minte emoțiile care le-am avut de atunci, nu am stat scaun. De plăcere și după tot ce era pe ecran. Și în asta seara, nu m-am dezamăgit. Tot aceeași emoții și aceeași istorie care nu știu. Îți mulțumesc încă o dată și succes mai departe, așteptăm filmii noi. Să rămână, doamnă, mulțumesc mult. Și vă mulțumesc de jocul de dată. Am avut norocul să lucrez la un film cu al lui Vasile Prescanu, fiind Sărâna Ușoară, și al lui Ioan, sau Ioan Mișa, la fel, plecat dintre noi. Da, da. Întrebări. Întrebări. Da. Doamna de acolo și apoi... Și apoi cu o întrebare acolo, ok. Nu ești mai aproape microfonul meu, s-a finit așa microfonul meu. Ajutați-vă dumneavoastră, ajutați-vă dumneavoastră. Deci cum e posibil un militar american să vorbească în fața unui colectiv de români și să-i provoce proteste atât de mari cât ei să... Mai ales că e vorba nu, e vorba de primar, e vorba de un șef de gară, ori chiar atât de mult sunt cetățenii în contact cu șefii care se trezesc o revoltă atât de mare încât ei se provoace o anume, o punte niște proteste și chiar să-l ucide. Și să, adică să meargă și împotriva poliției, toate lucrurile astea par absolut incredibile. Ori e o poveste, ori e o realitate, nu știu ce să zic. Și vreau să vă mai întreb, ieri ați spus că despre, în contextul cu privire la Unire, ați mai spus că în România nu mai este nicio întreprindere românească, ci toate sunt mixte sau cum. Este asta o realitate a României, că acum România nu mai e liberă sau e sau care e situația, așa și cam să situația. Situația e gravă. Nu știu ce să zic. Eu vreau să spun că câteva branduri din acelea românești, la asta mă referam ieri, câteva branduri din acelea românești, cum le zic eu, au dispărut. Și lucrul ăsta este... Poftim? Bun, asta e o altă discuție. Asta e o altă discuție și nu e subiectul nostru. În ceea ce privește cum e posibil, iată, e posibil. E posibil ca să apară un mafiot de genul ăsta, cum ar fi șeful Gării. Vreau să spun că acel șef a Gării a apărut la filmări și este adevărat și povestea este foarte adevărată. Pentru că acel șef al Gării, care nu era mafiot adevăratul și pe care știți că îl cheamă Doianu, a venit la filmări și ne-a povestit cum, într-adevăr, el a interzis categoric să treacă pe trenul fără documente să treacă în Kosovo. Și s-a ajuns până la nivelul guvernamental, s-a ajuns până la președinte, până la Iliescu. S-a ajuns în sensul ăsta că veneau, că ei nu puteau să facă un act în care să permitem să treacă trenul cu armamentul și cu încărcătura respectivă, pentru că noi încă nu eram în UE, nu eram în Uniunea Europeană și atunci, practic, din cauza asta a trecut trenul pe la noi ca să poată trece, că în celelalte, prin alte părți nu putea să treacă. E bine că s-a găsit un patriot, era și un tip foarte interesant, acel șef al Gării, care a venit și ne-a povestit toate poveștile astea, care, iată, a interzis categoric. Dar până la urmă, totuși, a fost convins, pentru că, mă rog, au fost presiuni foarte puternice,
Și, dar ei știau deja. Și în momentul când trenul, ați văzut în scrisul din final, în momentul când au trecut, în momentul acela s-a și terminat războiul. Apropo, poftiți, întrebări. Acolo mai era o întrebare. Să știți că treaba asta e din cauza mea, pentru că încă mai trebuie să reușesc în alt loc, la fel de tensionat artistic, ca să zic așa. Deci să ajung la un spectacol. A primit o invitație specială. Da. Pe care nu pot refuza. Da, rog. Bună seara. Bună seara. Un film extraordinar. Am rămas foarte plăcut surprins. Deci mi-a plăcut cum s-a făcut legătura între momentul acțiunii curente și momentele din război. Și sunt curios, am vrut să aflu când și cum s-au filmat momentele din al doilea război mondial. Cum s-au filmat? Da, când, unde, detalii despre filmări. Uite, la întrebările astea eu nu pot să-ți răspund, pentru că eu nu sunt în film, în filmul, în secvențele alea. Într-adevăr, că a fost foarte complicat și cu bomba aceea și cu faptul că nu a fost detonată, iar și o poveste adevărată. Eu pot să povestesc cu aia cu negrul, adică cu, pardon, aviatorul de culoare, așa, ok, băiatul acela, iarăși e o poveste adevărată, toate lucrurile astea s-au întâmplat și într-adevăr el s-a protegit, a murit acel aviator, era culmea disperării tuturor, a fost că era negru, deci era un afroamerican, pentru o surpriză uriașă pentru dânsii de cei din sală. Cum s-au filmat scenele alea? Cu bani. Cum mă întreabă soția foarte des când se uită la filme din astea blockbuster-uri, din astea serioase americane și zice, Dumnezeule, cum au făcut asta? Și îi explic, zic, cu bani. Cu bani se face tot. Evident că filmul a avut o anumită sumă, din asta, dintre care una din cele mai importante, zic, partea cea mai scumpă a filmului a fost Armanda Sandi, evident, vă dați seama. Nu o să divulg acum sumele. Vă rog, întrebări. Da, alte curiozități? Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru că ne-am drag cu prezența dumneavoastră. Sunt sigură că fiecare dintre noi din această sală și-a format propria interpretare a acestui film. Mă întreb care este interpretarea dumneavoastră și care este mesajul principal al acestui film. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare ar fi care este scena care vă place, care vă este. Secvența care place cel mai mult? Da, exact. Care este mesajul? Eu cred că unul din mesajele importante ale filmului este, evident, antirăzboinice și antiviolență, dar cel mai important mesaj este acela că, cum să spun eu, România a așteptat cam 50 de ani, de altfel acolo este o secvență, că încerc eu să-l îmbrățișez, Armanda Sante, și Armanda Sante s-a speriat la prima dublă, s-a speriat și l-a chemat pe Cristi și a zis, de ce ăsta încearcă să mă îmbrățișeze? Că asta în script, în scenariu, nu există. Americanii, actorii americani sunt foarte reticenți, îi fac mai scriptamente ce se întâmplă în... Și atunci el a zis, Cristi a venit la mine și a zis, de ce? Eu nu s-am în casă, ce să mă îmbrățișez. Și am zis, măi, noi i-am așteptat 50 de ani pe americani. Sunt cântece, ei sunt folclor întreg. Că nu o să... până și țăranii aveau chestia asta. Dar când se va întâmpla asta? Și cum spuneam, că nu o să vină americanii. Că erau tot felul de povești. Și chiar, în sfârșit, zic că-i văd la mine în sat, la mine în comună, cum s-ar zice. Și atunci zic, eu un puseu din ăsta, zic că încerc să-l îmbrățișez. După aia îl îmbrățișez, dacă v-am închis la serbare și la sărbătoare propriu-zise noaptea, ok, zic, dar aia și Armanda a început să râdă, și a zis, ok, da, și am făcut-o așa cum am zis eu să fac secvența aia. Eu la ce mă refer? Că, într-adevăr, România a fost într-un delir din asta, într-un vis din asta, că va veni
vor veni americani sau va veni cineva, Godot, din ăsta ca să ne rezolve problemele. Și se pare că atunci când au venit, se pare că au fost depășiți de povestea propriu-zisă, ba din contra, au curcat ițele tot mai mult. Cum de altfel, dacă e să fim sinceri, cam asta se întâmplă cu americanii, că atunci când vin și își bate ei coada, intenționat fiind, întotdeauna mai mult încurcă lucrurile. Asta este o răutate a mea, dar mesajul există în acest sens. A doua întrebare, cu ce era? Scena aflată. Care este secvența care îmi place cel mai mult? Nu mai știu. Mie îmi plăceau foarte mult secvențele care cu Armanda Sante, pentru că el nu înceta să ne admire din ăsta, ci că, cum putem noi. Pentru că suma lui, de exemplu, o să vă dau mai mult detaliu, suma lui pentru onorariul lui era de 100 de ori mai mare decât a noastră. Înțelegi? Și el nu putea să înțeleagă de ce mai jucăm în filmul ăsta, adică și în așa, dar cu așa ardoare. A fost, în sensul ăsta, a fost într-adevăr. A fost pentru prima oară când am lucrat cu o vedetă, am mai lucrat cu Rachel Weisz, dar am lucrat cu o vedetă în care, cum să spun, trofia nu a fost în nici pe o secundă, într-o secundă nu a fost trufaș, nu a fost, bani contra, a fost foarte drăguț și foarte săritor și foarte înțelegător și pentru că până la urmă, totuși e din cauza că el are sânge european, este italian, e adevărat că ne Sicilia, dar e totuși european și atunci nu și-a pierdut de tot exercițiul, să zic eu, de cultură greacă, de intelectual și așa mai departe. Secvențele, astea au fost, cele cu el, pentru că și eu mă distram, între timp încercam să înțeleg care e mecanismul jocului actorecesc. Țin minte doar că înainte de cadrul Asante Bădor aș făcea niște exerciții ciudate de vorbire, care eu nu le-am înțeles niciodată. Fuck! 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 Tot timpul zic, ce Dumnezeu, ce cu omul ăsta? Înțeleg, dar el încerca să se capaciteze ca și ofițerul acela american. Ok, poate, dar înainte să vă dau din nou dumneavoastră, poate mai e cineva care mai vrea să întrebe, vedea că mai sunt alte curiozități, să dăm șansa că mai avem timp de una sau două întrebări. Poftiți, doamne. Atunci, dacă aveți o întrebare punctuală, ca să câștigă... Dacă nu facem politică. Politică altă. E normal, pentru că internetul și Google-ul ne dictează aceste lucruri. Nu avem un control. Uitați-vă la ruși, cât de tare în ultimul timp au început să folosească foarte mult de latinism. Ați observat lucrul ăsta? Rușii au început să se ducă ușor, ușor spre, folosesc foarte multe, multe cuvinte pe care noi le cunoaștem și le vorbim de mult. Același lucru se întâmplă, evident că nu-mi place lucrul ăsta, evident că nu, adică că nu ne place lucrul ăsta. Dar limba este un organism viu care încearcă să supraviețuiască sau din contră să-și asume, nu știu ce, alte organe, alte... Să nu avem ce să facem.
Și nu cred că e o acaparare sau e o exploatare sau e o cotropire. Asta e. Asta e. E mult. Uitați-vă, într-o zi avem o treabă cu Cantemir. Și mi-am zis că mă duc să citesc adevărata istoria Moldovei, însă care n-am înțeles nimic, evident. Evident n-am înțeles nimic, am recunoscut câteva cuvinte. Dar formularea și înșiruirea replicilor din însă nu mai are nicio treabă cu limba română sau cu limba moldovenească, dacă putem să spunem așa. Nu. Este și s-a schimbat enorm. Voi știți că cei mai nedreptățiți în lumea asta sunt englezii. Pentru că în ceea ce privește pe Shakespeare, e pe Shakespeare-ul ăla care a scris, ei nu-l mai înțeleg. Deci eu acum îl citesc pe Shakespeare. Noi suntem cei mai privilegiați pentru că noi îl vedem în traducere. Și nu avem nevoie să ne uităm. Iar ei când se uită la sursă, înțeleg numai câteva cuvinte sau câteva formulări din engleza veche. La concursul muzical Superstar de la Pro TV, unde românii în România cântă doar în engleză. Perfect. Și scopul națiune există prin timp. Dacă cântă în engleză... Doamne, dacă am avea noi problemele astea, da. Dacă ar fi mai problemele astea, să cântă în engleză, nu mă deranjează. E foarte bun. Și fiul meu, ce să fac eu cu fiul meu? Să-l omor? El cântă la bas, la chitară bas. Și strâmbă din nas atunci când îi zic de niște cântăreți români sau moldoveni, cu toate că pe moldoveni îi iubește mai mult. Are câțiva pe care îi ador. Mă refer și la Carlos Dim și așa mai departe. Ori, eu ce să fac, să-l încep că lui îi place mai mult să cânte în engleză? Lucid, mă duc acasă și zic. Nu, în cazul ăsta nu e român, e de origine română. E de origine română, dar ce? Mai bună este o comunitate de oameni de voastră care vorbesc în aceeași limbă. Puteți să spuneți de o mie de ori că sunteți de acord, doamnă, români, dar dacă vorbesc de acord, doamnă, dar rusă, nu mai sunteți români, sunteți doamnă, români. Doamnă, lucrurile astea pe care le vorbiți dumneavoastră sună, știți cum, adică astea sunt probleme, într-adevăr. Și răsună ca atunci când răsună turnul dintre cer. Și eu pot să mă rog cu turnul dintre astea? Asta e. Nu, viața curge. Vreau să adaug câteva cuvinte. Vă rog, vă rog. Sunt în totalitate de acord cu doamna și vreau să zic faptul că deci autorul care a scris acest scenariu a pornit această altă nouă formă de a ne aduce filmul și de a ne aduce un pic și de realitate și de a ne trezi la viață. Și limba, și muzică, și toate, nu mai îmbogățesc un popor. Asta nu înseamnă că un popor încetează să vorbească în limba română. Vă mulțumim din suflet și ne chinăm. Mulțumim foarte mult, Ion Sabdaru. A fost o treabă. Vă mulțumesc că ați venit la filmul acesta și mie mi-e la două de el. Cristi, și domnișoarea de acolo, Cristi, domnișoarea de acolo unde vii și domnului de acolo unde vii pentru întrebări. Mulțumim foarte mult și ești oricând binevenit aici, dacă ești acasă, dar vom găsi prin să mai arătăm filme românești cu Ion Sabdar și să puteți să vedeți. Doamne ajută, eu aștept filmele moldovenești care să fie mai bune decât alea românești. Mi-ar place ca la un moment dat să mă răzbun. Un nou vară moldovenesc. Da, o vară moldovenesc.